Cele câteva zeci de obiecte de artă, confecționate din lemn și împodobite cu intarsie, care înnobilează căminul familiei Klein, nu relevă doar măiestria și inspirația artistului intarsier, ci deapănă și povești dramatice de viață. Cele mai vechi obiecte ieșite din mâna maestrului Ernest Klein și aflate în colecția fiului său datează din timpul războiului și au fost confecționate în Transnistria, unde fusese deportat împreună cu soția sa, care tocmai aștepta un copil. Andrei Klein s-a născut în lagărul din Mogilev-Podolski în primăvara anului 1942. Mama lui, sleită și subnutrită, nu putea să-l alăpteze și, în lipsă de altceva, a fost hrănit cu suc stors din coaja cartofilor cruzi. Într-o cameră mică de 2x3 am stat două familii, familia Gottlieb cu o fetiță deja născută sugară și părinții mei, mama împreună cu tata, până în momentul când m-am născut eu. Acest Gottlieb, am spus în primul și în primul rând, pentru că, într-adevăr, din primul moment, fără el, nu puteam să rămân în viață. El s-a dus și a furat lemne noaptea ca să facă puțină căldură noului născut. Și el a fost primul care s-a dus și de la case ucrainiene din prejur a adunat coaja de cartofi. Supraviețuirea copilului a fost favorizată și de izbânda inginerului Siegfried Jägendorf, care a reușit să convingă prefectul districtului să redeschidă turnătoria din Mogilev, asigurând astfel locuri de muncă pentru câteva mii de evrei deportați, adică o șansă de supraviețuire pentru ei și familiile lor. Rămânerea mea în viață și, de fapt, un ajutor pentru toată familia, cele două familii, a fost de un mare, mare ajutor hărnicia tatălui meu, care, fiind tâmplar de mobilă, mai făcea niște lucruri pentru plăcerea lui, chiar înainte de deportare. Dar în Mogilev i-a venit ideea să facă lucruri mărunte, folositoare. Chiar primele lucrări ale lui au fost lupe. El și-a dat seama că lipsa ochelarilor din cauza războiului, foarte mulți localnici și soldați care erau acolo sufereau, nu vedeau bine. Și era un fotograf, poate mai mulți, eu știu de unul, în Mogilev, cu care nu pot să spun că s-am prietenit, dar au reușit să comunice. Din lentilele primite de la fotograf, Ernest Klein a confecționat lupele folosite în locul ochelarilor. Acestea, împreună cu albumele de mici dimensiuni, cutiile pentru păstrarea corespondenței și chiar portțigaretul magic, o invenție proprie pe care avea să o perfecționeze după război, reprezentau produsele pe care le schimba pe alimentele necesare celor două familii care împărțeau aceeași odăiță. Aceste obiecte, în majoritate, se poate spune, au fost schimbate pe alimente cu localnici ucrainieni care în general se purtau destul de urât cu deportații evrei, dar când aveau vreun folos, evident că acceptau. Negocieri nu erau mari, pentru că
pretențiile tatălui meu nu erau fixe, adică făcea un obiect și ruga să îi se dea alimente atât cât persoana respectivă poate. Dar nu numai cu localnici ucrainieni, ci unele obiecte, printre care mici albume din lemn, le schimba tot pe alimente cu militarii cu care intra în contact. Dincolo de fotografiile tinerei familii, surprinse în lagărul de la Mogilev-Podolski, se ghicește strădania și afecțiunea protectoare a tatălui de familie, Ernest Klein, esențiale pentru traversarea anilor de lipsuri și umilință din Transnistria. Dragostea pentru soția sa, Roza, avea să-și o exprime și prin darurile confecționate în anii postbelici, probabil și în scopul de a alina suferința produsă de pierderea rudelor deportate de la Cluj și pierite la Auschwitz. Fotografia aceasta a fost făcută în 1946, 3 ianuarie, și tatăl meu, în 1954, a făcut, de fapt, un album de fotografii, pe coperta căruia a făcut o lucrare de intersie după această fotografie. Asemănare între fotografie și imaginea de pe coperta albumului vă poate arăta îndemânarea și simțul artistic pe care tatăl meu l-a avut și pe care l-a dezvoltat pe urma executând și alte obiecte. Acest album a fost făcut cadou mamei mele în 1954 cu ocazia aniversării căsniciei lor. Pe album e specificat anul căsniciei 1935 și 1954. În 1955 mai mama mea a murit. După război, Ernest Klein a devenit maestru instructor și pedagog la liceul pentru elevii cu deficiențe de auz, dedicându-și o parte din timp confecționării pieselor de lemn cu intarsie. Aveam 12 ani când, dintr-un aparaj, am făcut această lucrare și pentru că nu am fost suficient de atent și am rupt o parte din ea, am fost pus să-l repet. E anul 1954, e o tavă pe care l-am confecționat și îl păstrez și acum, dat mamei mele, care în acea perioadă era în spital. Deci preocuparea pentru meseria pe care a avut-o și care pentru el era și o artă, nu numai o meserie, a predat-o nu numai elevilor, ci a încercat să predea și băiatului lui. Recunosc, cred că cu elevii lui a avut mai mult succes decât cu mine.
Artistul intarsier avea să se desăvârșească abia după ieșirea la pensie, când s-a dedicat integral pasiunii de o viață, alăturându-se grupării Atelier 11, cu care a realizat mai multe expoziții de grup, obținând premii importante. Andrei Klein păstrează cu nesfârșită grijă și afecțiune colecția de obiecte confecționate de tatăl său, de-a lungul mai multor decenii, începând cu lupele și cutiile care au constituit chezășia supraviețuirii familiei deportate în Transnistria, până la tablourile, tăvile și cutiile făurite cu măiestrie și migală. Alături de ele se află și câteva calendare permanente și truse de birou, inventate și realizate de Ernest Klein. Lucrările deosebit de ingenioase au atras atenția conducerii județene de partid de la cumpăna deceniilor 5 și 6 ale veacului 20, una dintre acestea fiind trimisă în dar chiar lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Ernest Klein s-a stins din viață în 1995. Imaginile înregistrate de fiul său ni-l prezintă modelând lemnul, îndeletnicirea care i-a oferit mijloacele pentru a supraviețui și a-și salva familia în lagărul de la Mogilev-Podolski, dăruindu-i peste ani bucuria împlinirii artistice.